Avem textul acesta din Genesa, din capitolul 45, cu ajutorul Domnului vreau să medităm la cuvântul acesta din Genesa, din capitolul 45, rămânând în tema aceasta a iertării. De fapt, e vorba de închinarea prin iertare. Închinarea prin mulțumire și închinarea prin iertare. Sunt temele pentru cele două duminici. Sigur, vor urma alte teme în duminicile următoare, dar pentru duminica trecută și pentru duminica aceasta, pentru duminica trecută, era închinarea prin mulțumire, iar în seara aceasta avem tema aceasta, închinarea prin iertare. Vreau să amintesc, frați și surori, să întăresc, de fapt, ceea ce amintea fratele Ghițu în această după masă, faptul că închinarea prin iertare este o necesitate obligatorie pentru a putea avea garanția împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Nu este, să spunem, ceva facultativ care ține de noi. Nu deținem noi aici controlul. Am auzit frați care spuneau, o să te țin legat. Dar cine ești ca să ții legat? Cu ce drept? Cu ce mandat? De unde mandatul? Cine ți-a dat mandatul acesta? Să ții legat. Asta nu e a noastră, să spunem, datoria noastră. Datoria noastră este să iertăm, să acceptăm, să ne primim bine în dragoste. Să fim miloși, buni, iertători. Asta este datoria noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 4, citesc partea finală a acestui capitol, capitolul 4 spune așa, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, cum este? Un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Frați și surori, este o problemă, problema aceasta a iertării este de foarte mare importanță pe calea lui Dumnezeu. Fratele Ghițu a dezvoltat subiectul acesta în această dupămasă pentru noi, folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă duc mai departe, pentru că e o poruncă a lui Dumnezeu, spune așa, și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Asta e porunca pe care o avem nu de la conducerea bisericii de aici, ci porunca aceasta o avem de la Dumnezeu. Și nimeni nu poate schimba porunca aceasta pe care noi o avem de la Dumnezeu. În fața poruncilor lui Dumnezeu, noi ca oameni care suntem, de fapt, o mână de țărână, nu suntem nimic. Nu putem schimba, să spunem, aceste porunci ale lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute așa cum ne-am rugat în rugăciunea care deja am făcut-o. Dumnezeu să ne ajute să ne dea puterea iertării. Amin. O să vedem din cuvântul lui Dumnezeu că pentru a ierta e nevoie de putere. Nu oricine poate ierta. Nu oricine poate ierta. O să vedeți din Scriptură că iartă numai acela care are putere de la Dumnezeu. Are ajutor de la Dumnezeu. Nu oricine poate. Nu, iertarea nu ține de umanitate. Dacă e vorba de umanitate, frați și surori, de trăsăturile, construcția noastră umană, din fire nu există puterea iertării. Nu. În fire nu există așa ceva. Orice om născut din firea aceasta nu are puterea aceasta. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că e voia lui Dumnezeu și o lucrare a Duhului să fim buni în calții, miloși, iertători. Nu vine de la minte, de la firea pământească. Asta vine de la Dumnezeu. Asta vine de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Intrăm în istoria aceasta
a lui Iosif. Credeți că Iosif a fost chiar așa, să spunem, un om care din firea lui a fost iertător? Așa s-a născut Iosif, bun, iertător, să treacă cu vederea totul? Nu. Eu cred că Iosif și-a dezvoltat în relația lui cu Dumnezeu starea asta, caracterul acesta. Și-a dezvoltat în relația lui cu Dumnezeu puterea asta de a ierta. De fapt, vedeți dumneavoastră, istoria asta lui Iosif prefigurează într-un fel istoria Domnului nostru Iisus Hristos. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm în Scriptură, Iosif urât pe nedrept. Urât pe nedrept. Nu era vina lui că era mai cu minte ca ceilalți. Era vina lui că a fost mai ascultător de tata, de mama. Asta era vina lui. A fost vina lui că a visat două vise? N-a fost vina lui. A fost vina lui că a luat tata o haină pestriță? N-a fost vina lui. A ales tata să o ia. Da? Dar el a fost vândut pe nedrept. Urât pe nedrept. Prima dată a fost urât pe nedrept, apoi vândut pe nedrept. Și apoi aruncat la închisoare. A fost pe drept? Sau pe nedrept? Tot pe nedrept. Aruncat la închisoare. Tot pe nedrept. Urât pe nedrept, vândut pe nedrept, aruncat la închisoare pe nedrept și câteodată spunem, dacă am fi fost noi poate acolo, spuneam, sigur îi părăsit de Dumnezeu. Sigur. Sigur l-a uitat Dumnezeu. A uitat de el Dumnezeu. Dar Biblia spune altceva. Că Dumnezeu l-a lăsat. L-a trecut prin toate acestea. Ca într-o zi să-l ridice de acolo de jos. Să-l pună sus. Și l-a pus mai mare peste tot ce era acolo în țara Egiptului. Toate acestea, cine le-a făcut? Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Istoria Domnului este tot la fel. Domnul Iisus a fost urât pe nedrept. A fost vândut pe nedrept. Bașocorit pe nedrept. Omorât pe nedrept. Pentru cine a suferit Domnul Iisus? Toate. Pentru noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. El a avut capacitatea și a avut puterea să ne dea iertarea de cei 10.000 de galbeni. Pentru că El, pentru noi, a plătit toată datoria. Toată datoria a plătit-o. Și pentru toate acestea îl binecuvântăm. Și Domnul Iisus l-a făcut pentru noi. Iosif, la fel, toate acestea i s-au întâmplat pe nedrept. Pentru că într-o zi, când frații lui s-au coborât în Egipt, pentru că era foamete, familia aceasta să nu moară, familia aceasta să aibă continuitate, a ales Dumnezeu unul din familie, l-a luat de acolo, l-a coborât prin toate aceste stări și locuri. Și apoi l-a ridicat de acolo și l-a pus mai mare în țara Egiptului să salveze o națiune, un popor care astăzi poartă numele lui Dumnezeu. Și noi vorbim după mii de ani despre Iosif, pentru că l-a folosit Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, închinarea prin iertare nu exclude confruntarea cu realitatea păcatului săvârșit. Închinarea prin iertare nu exclude confruntarea cu realitatea păcatului pe care l-ai săvârșit. Adică, frați și surori, ce vreau să spun? Când a iertat Iosif, nu a spus, nu mă interesează nimic din ce s-a întâmplat până astăzi. Nu? Prima dată știi ce a făcut Iosif? I-a confruntat pe frații lui cu toată grozăvia murdăriilor în care ei au coborât.
Da. I-a confruntat cu toate acestea. Poate nu ne-am fi făcut așa. Dar Iosif, care reprezintă într-un fel pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, în modul în care a trecut prin toate acestea, la final, când a trebuit să dea iertare, a dat iertare, dar prima dată i-a confruntat pe frații lui cu acele fapte pe care ei l-au săvârșit înainte. De ce credeți că i-a pus la masă, le-a pus aurul în sac, ei s-au oprit pe drum, i-a provocat apoi când au venit a doua oară și a spus: cine, voi sunteți iscoade? Nu suntem. Dar cine sunteți voi? Păi știi, noi suntem oameni de treabă. Așa mai departe. A, sunteți oameni de treabă. Păi stați puțin. Vă ați venit să iscodiți țara asta? Voi vreți să cuceriți țara asta? Ei, știi ce vreau să fac cu voi? 3 zile la închisoare. Și când erau acolo, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 42, versetul 17, când erau acolo la închisoare, au început ei să-și aducă aminte de ce au făcut. Și spuneau ei așa: păi știți voi, fratele nostru, când plângea și când ne ruga să-i dăm drumul, și noi nu ne-a păsat. Noi nu ne-a păsat. I-a confruntat, frați și surori, cu realitatea. Apoi, chiar în capitolul acesta, 45, iată ce spune Iosif, și foarte important. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Versetul 4. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru, pe care, ce-ați făcut cu el? L-ați vândut. Cine l-a vândut? Ei l-a vândut. Da? Merge mai departe și spune așa: nu vă întristați acum, nu fiți mârniți. Că m-ați vândut ca să fiu adus aici, din nou, m-ați vândut. Adică apasă degetul pe rană. Știți de ce? Ca nu cumva să mai facă încă o greșeală. Merge mai departe și spune așa, versetul 7: acum Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Sigur, voi m-ați vândut. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă scap viața. Pentru asta m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Frați și surori, e datoria noastră să iertăm. Dar asta nu înseamnă că nu avem responsabilitatea să confruntăm pe cei care ne-au greșit cu păcatul săvârșit. Și ce spune versetul acesta, din textul acesta care s-a citit și era textul de dimineață? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și ce să faci? Spuneți dumneavoastră, și vreau să fie afișat versetul 15 din Matei capitolul 18. Du-te și mustră-l între tine și el. Nu spune du-te, bate-l pe umăr. Și spune: frate, așa cum mai nenorocit pe mine, mai nenorocește mâine și pe altcineva. Așa cum ai zdrobit pe mine, mâine mai zdrobește pe altcineva. Nu spune așa bine. Du-te și mustră-l între tine și el. Adică nu-l face de rușine. Nu te duce să speli hainele în public. Nu. Dar du-te și mustră-l între tine și el. Între el și tine. Pentru ca să fie o pocăință în urmă la discuția asta, în urmă la momentele de întâlnire. Iosif a iertat, dar prima dată i-a confruntat pe frații lui cu realitatea greșelilor pe care le-au făcut ei. Nu erau greșelile lui Iosif, erau greșelile lor. Și ei trebuia să fie conștienți că au greșit. Și în același timp trebuia să fie conștienți că Iosif era acolo ca un om al lui Dumnezeu care a iertat și a dăruit iertarea din toată inima. Să ne binecuvinteze Domnul și pe noi. Avem datoria, după predicarea cuvântului, să iertăm din toată inima, frați și surori. Dar asta nu exclude confruntarea cu realitatea păcatului pe care noi l-am săvârșit. Chiar dacă Iosif a amintit de mai multe ori: m-ați vândut și m-ați vândut și m-ați vândut. El a avut puterea să ierte.
I-a confruntat cu greșeala și a avut puterea să ierte. Vreau să pun întrebarea, frați și surori. Dumnezeu nu face la fel? Dacă vreau să fiu iertat de păcate, nu trebuie să mă mărturisesc prima dată. Adică, mă iartă Dumnezeu așa, oricum? Nu. Nu. Iertarea aceasta relațională între noi și Dumnezeu, ca oameni al lui Dumnezeu, nu ne iartă Dumnezeu așa și spune, a, nici nu-mi pasă ce ai făcut. Nu. Dumnezeu așteaptă să venim înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem greșeala, să recunoaștem păcatul și în urma recunoștinței păcatului și greșelii, Dumnezeu ne iartă. Pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine își mărturisește păcatele și se lasă, capătă îndurarea lui Dumnezeu. Dar nu spune Biblia. Cine are de gând? Nu spune Biblia așa. Cine își mărturisește păcatele și se lasă, capătă îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, vreau să mai repet încă o dată în această seară, iertarea nu exclude confruntarea cu greșelile. Avem datoria să iertăm, avem datoria aceasta și poruncă din partea lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie o confruntare cu realitatea greșelilor pe care le-a făcut cineva. Sau ne-am greșit unii altora, ne-am rănit unii pe alții, frați și surori, trebuie să avem capacitatea pietrele care le-am aruncat să le strângem înapoi. Să le luăm de unde le-am aruncat. Asta e datoria noastră. Și în felul acesta se poate realiza o iertare completă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea rând. Închinarea prin iertare. O practică numai pentru cel care acceptă nedreptatea și bajocura semenului ca făcând parte din planul lui Dumnezeu. Planul divin. Frați și surori, în mentalitatea noastră umană, numai un om fără simțire pot să-l bați și să nu simtă nimic. Numai un om care nu mai are simțuri, nu mai judecă logic, coerent, corect, numai un om de felul acesta îl poți bate și el să nu simtă nimic. În mod normal, în construcția noastră, pentru că nu suntem așa ca celelalte viețuitoare. Noi purtăm în noi chipul lui Dumnezeu, frați și surori. În noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Orice frate, orice soră poartă în el chipul lui Dumnezeu. Și dacă e creat după chipul lui Dumnezeu, noi ca oameni simțim nedreptatea, bașocura și așa mai departe. Le simțim în noi. Ele ne afectează. Dar Biblia ne spune despre Iosif ceva. El a înțeles că bașocura asta, vinderea, aruncarea în groapă, vinderea apoi la ismailiți și toate celelalte, nu erau așa la voia întâmplării. Că ele se încadrau într-un plan al lui Dumnezeu. Și ce spune Iosif? A hotărât Dumnezeu. Dumnezeu a fost. A fost planul lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu. Dacă n-ai în minte și n-ai în inimă gândul veșniciei și a voiei lui Dumnezeu în viața ta, niciodată nu vei putea accepta să ierți. Niciodată. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă și ai în minte că e un plan al lui Dumnezeu, e o hotărâre a lui Dumnezeu și în tot ce se întâmplă, Dumnezeu are partea Lui și implicarea Lui. Atunci ai puterea să ierți. Ai puterea să accepți și ai puterea să spui ca Iosif, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Sunt aici de trei ori, în textul acesta, Iosif folosește acest cuvânt. A hotărât Dumnezeu. Iată ce spune în versetul 5. Spune așa, acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți. Căci ca să vă scap, viața m-a trimis cine? Dumnezeu, înaintea voastră. Versetul 8. Așa că nu voi m-ați trimis. Nu voi. Ci
Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. De ce? Ca să vă scap sămânța. Să continue, să existe numele acestea de israeliți, de evrei. Să continue să existe și în anul 2016 să fie încă o țară care să poarte numele acestea, frați și surori. Încă o țară care încă să aibă Dumnezeu un centru, un plan pentru țara aceasta. Cine le-a hotărât toate acestea? Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. Păi atunci când trec prin încercări, prin necazuri, atunci când sunt lovit de unde n-ar fi trebuit să fiu lovit, atunci când sunt rănit de unde nu trebuie, păi două lucruri se pot întâmpla. Fie fac ce face lumea, pun garduri și bariere, da? Asta face lumea. Așa spune lumea, dacă cineva te-a lovit a doua oră, înseamnă că ai o problemă. Asta spune lumea. Dumnezeu nu spune așa. Pe Iosif l-au rănit și odată, și de două ori, și de trei ori. Numai că Iosif știa ceva. Nu era mai puțin inteligent decât frații lui. Nu era mai puțin, să spunem, cu minte, mai puțin ageră, nu. Dar el știa ceva. Dumnezeu a hotărât un plan pentru el. Și el s-a încadrat în planul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ierta dacă nu acceptă că în planul lui Dumnezeu e voia lui Dumnezeu. Pentru mântuire e nevoie de iertare. Nimeni nu va putea ierta. Ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, mai trebuie să accepți, mai trebuie să ierți, mai trebuie să treci cu vederea, frați și surori. Mai trebuie uneori să pleci capul pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Că nu întotdeauna cel care dă cu piatră e cel mai tare, că cel care rabde e mai tare. Și toate acestea se încadrează în planul lui Dumnezeu, frați și surori. De aceea, Iosif spune așa, Dumnezeu m-a trimis aici. Dumnezeu a hotărât. Frați și surori, când iertați, asigurați-vă că sunteți în planul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Când nu iertați, întrebați-vă, care e planul lui Dumnezeu? Ce-ar face Iisus în locul tău? Care ar fi atitudinea Lui dacă El ar fi acolo? Ce-ar face Fiul lui Dumnezeu dacă ar fi acolo? Uitați-vă la David. A iertat David? A iertat. L-a iertat pe Saul. De două ori l-a avut în mâini. Nu i-a făcut nimic. Pentru că el știa ceva. El știa că e planul lui Dumnezeu să ajungă împărat, dar nu era vremea. Nu era vremea atunci și în planul lui Dumnezeu trebuia să fie alungat, bătut și așa mai departe. Și sabia lui Saul era tot în spatele lui. Până într-o zi, când a intervenit Dumnezeu. Când a intervenit Dumnezeu, Saul n-a mai putut să facă nimic. Știți de ce? Pentru că David a acceptat că în planul lui Dumnezeu era zdrobirea asta. Era în planul lui Dumnezeu. Dar l-a luat Dumnezeu din zdrobire și l-a ridicat, nespus de mult. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și astăzi se vorbește despre David, ca despre un om după inima lui Dumnezeu. Nu de puțin oameni din Scriptură se spune lucrul acesta, un om după inima lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut la fel. A știut că e în planul lui Dumnezeu și e în voia lui Dumnezeu, trebuie să ierte pe farisei, pe cărturari, trebuie să ierte pe cei care acolo la cruce l-au bajocorit, l-au bătut, l-au lovit, că trebuie să ierte pe romanii care l-au lovit cu biciul, că trebuie să ierte, pentru că vedea ceva. Ce vedea Domnul? Dincolo de această priveliște urâtă, îngrozitoare, Fiul lui Dumnezeu vedea dincolo de ea. Vedea o sămânță de urmași și sufletul lui era încurajat, era întărit. Ne vedea și pe noi. Ne vedea în planul acesta lui Dumnezeu că moartea lui va aduce liberare în câmpia turzii. Lăudați să fie numele Domnului. Vedea Domnul dincolo, frați și surori. Când trebuie să iertăm, mai vedem dincolo de imaginea asta a loviturilor, a rănilor, a bătăilor. Vedem noi ceva dincolo? Vedem noi oare pe Dumnezeu care în planul Lui ne-a trecut pe acolo și are un scop pentru că vrea să ne dea împărăția veșnică a lui Dumnezeu? Domnul să ne lumineze și Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, închinarea prin iertarea o practică numai pentru cel care acceptă, nu oricine poate ierta.
Cine nu acceptă că are Dumnezeu un plan, o hotărâre în tot ce se întâmplă, n-are capacitatea și n-are puterea să treacă. Nu are. Trebuie să accepți că e planul lui Dumnezeu și e voia lui Dumnezeu să treci pe acolo. Iosif a reușit pentru că a văzut pe Dumnezeu deasupra. Lăudat să fie numele Domnului. Și un al treilea lucru. Care vreau să închei. Închinarea prin iertare trebuie practicată ca o virtute divină. Și nu trebuie să fie practicată în funcție de reacția semenilor. Adică iertarea, închinarea prin iertare, ea trebuie practicată ca o virtute, frați și surori. Și nu ține de atitudinea pe care au semenii. Vreau să închei și vreau să vă amintesc că frații lui au fost falși. Și înainte când l-au vândut, falși au rămas și după. Citiți Biblia și veți vedea că au rămas tot falși. Chiar dacă Iosif i-a iertat din toată inima, a plâns pe grumazul lor, din toată inima. I-a acceptat din toată inima. Știți cum erau ei? Ei tot în jumătate de inimă aveau pentru Iosif. Tot. Știți de ce? Știți de unde îmi dau seama de asta? După ce a murit Iacob, au venit din rob cu șiretenie ca și înainte. Au crezut că Iosif e ca ei. Că i-a iertat așa fățarnic. Dar Iosif nu era așa. Au venit și uitați-vă ce spun ei în capitolul 50. În câteva versete vreau să citesc pentru că e bine să avem cuvântul lui Dumnezeu în inima și în fața noastră. Au spus ei așa. Când au văzut frații lui Iosif, versetul 15, că tatăl lor a murit, au zis. I-au crezut că Iosif a iertat numai pentru că a fost tata așa intermediar. Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut și-o trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. A fost cumva o poruncă? Păi eu cred că Iacov ar fi mers ei la Iosif, el, și le-ar fi spus, măi, ai grijă de frații tăi, nu te răzbuna după moartea mea. Dar uite cum vin ei și spun, așa să vorbiți lui Iosif, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că și-a făcut rău, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și interesant, așa au fost înainte când l-au vândut. Și după ce au fost iertați, primiți, hrăniți, au rămas tot cam la fel. Tot aceleași vicleșuguri, sub alte forme, sub alte măști, dar ei au rămas tot cam la fel. Iosif n-a iertat pentru că a crezut în pocăința fraților lui. Nu pentru asta a iertat că a crezut că ei vor fi 100% pocăiți. Erau pocăiți că avea putere. Pentru asta erau pocăiți. Puterea era în mâna lui Iosif și nu mai aveau ce-i face. Dar în inima lor aveau cam aceleași gânduri care le-au avut înainte. Dar întreb în această seară. Iosif cum a iertat? Din toată inima. Și când au venit ei cu aceste și reticluri înaintea lui în capitolul 50, știi ce a făcut Iosif? A mai plâns odată. Cred că a plâns de data aceasta tot pentru nepocăința lor. Și a spus, extraordinar, m-am gândit că în urma iertării oferite se vor pocăi din toată inima, dar au rămas tot la fel. Frați și surori, să nu dăm iertarea în funcție de ce primim. S-ar putea uneori să nu primim ce așteptăm. S-ar putea să ne împăcăm cu cineva și să nu aibă atitudinea pe care o așteptăm. Eu vreau să vă îndemn, iertați așa cum iartă Dumnezeu. Amin. Dacă cel iertat va fi așa cum trebuie să fie un pocăit și va veni și va, se va comporta cu noi așa cum trebuie să se comporte un copil al lui Dumnezeu, e bine. Dacă nu se va comporta așa, noi care am dat iertarea, noi vom beneficia de roadele iertării. Iar cel care nu a primit sau nu dă iertarea, asta e problema lui.
Noi să dăm iertarea, așa cum predica fratele Ghițu, din toată inima, pentru slava lui Dumnezeu, ca o virtute pe care Dumnezeu ne cere ca noi să o avem. Orice pocăit trebuie să aibă virtutea iertării. Orice credincios care vrea împărăția lui Dumnezeu trebuie să ierte din toată inima, frați și surori. Indiferent dacă cel în care a greșit sau a fost greșit, oferă sau nu oferă iertare. Indiferent de atitudine. Noi trebuie să dăm iertarea din toată inima. Crezând că asta e voia lui Dumnezeu. Mă opresc aici și, frați și surori, ca o practică a mesajului din această zi, pe lângă rugăciune, e și fapta. Dacă ai pe cineva legat în viață și îl ții legat în inima ta și nici măcar nu știe cel pe care l-ai legat în inima ta, practica Bibliei te îndeamnă să dai drumul, să ierți dacă vrei împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă ne-am greșit mai mult sau mai puțin, avem datoria, dacă am plecat din adunare și am luat aminte la Cuvântul lui Dumnezeu și am greșit cuiva, în ascuns și nu știe, avem datoria să rezolvăm problemele, știți până când? Până suntem pe drum. Că atunci când ajungem la judecată e cam târziu. Încă suntem pe drum, încă se mai predică Evanghelia, fratele Ghițu a predicat în această seară, am avut și eu un mesaj din partea lui Dumnezeu, încă mai avem harul să primim iertarea, să oferim iertarea, să ne iertăm, să ne acceptăm, să trăim ca o familie a lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu și El să ne binecuvinteze, fie ca Biserica lui Dumnezeu din Câmpia Turzii, Biserica Betania, să fie o biserică iertătoare, o biserică care oferă iertarea și apoi și primim iertarea. Dumnezeu să ne ajute!